Bine ați revenit la întâlnirea cu știrile din lumea imigrației. Sunt circa 7.750 minori străini neînsoțiți înregistrați în Italia la 31 decembrie 2011 de către Comitetul Minorilor Străini. În 2010 au fost aproape 4.600 copii ospitați de aproximativ 850 de municipalități italiene. Datele sunt furnizate de al patrulea raport elaborat de către Asociația Națională a Municipalităților Italiene și Citalia. Minorii străini neînsoțiți în Italia în anul 2010 au fost în particular de sex masculin și provin în principal din Afganistan, Bangladesh, Albania, Egipt, Maroc și Kosovo. Raportul ANCIC Italia subliniază de asemenea îmbunătățirea capacității de a asigura o protecție eficientă minorilor ospitați de către municipalități. 18% din nașterile ce au loc în 2009 în Italia privesc mamele de naționalitate străină. Fenomenul este mai răspândit în centrul nord, unde peste 20% din nașteri aparțin mamelor imigrate. În Emilia-Romagna, aproape 28% din nașteri sunt ale mamelor cu altă cetățenie. Datele sunt relevate de un studiu al Ministerului Sănătății. Studiul arată că aproape 28% din mamele imigrate provin din Africa, aproximativ 25% din Uniunea Europeană, 18% din Asia și aproape 9% din America de Sud. Pentru femeile italiene, vârsta medie la un primul copil este aproape peste tot în Italia, superioară a 31 de ani, în timp ce media pentru mame străine este de 27,5 ani. Mai mult de jumătate din mamele italiene sunt casnice. 65,8% dintre femeile italiene au în schimb un loc de muncă. Ministerul de Interne italian a anunțat că sunt online listele de proiecte aprobate pentru finanțare privind programul anual 2011 și acțiunea 2011-2012 a Fondului European pentru Repatriere. Listele au fost aprobate cu decretul Direcției Centrale pentru Servicii Civile pentru Imigrare și Azil al Ministerului de Interne. Pentru proiectele locale au fost alocate aproape 4 milioane de euro pentru 2011 și 800.000 de euro pentru 2012. Detaliile cu listele aprobate, precum și decretul de adoptare, sunt disponibile pe site-ul www.cinformi.it. O recunoaștere importantă a fost primită recent de Centrul Cinformi al Departamentului de Solidaritate Internațională și Conviețuire al Provinciei Autonome Trento. Pentru al doilea an consecutiv, Cinformi a fost premiat la concursul național la Pache si vede la TV che parla con te, adică publica administrație care se vede, televiziunea care vorbește cu tine. Premiul este organizat din inițiativa Ministerului Administrației Publice și Simplificare și Forme SPA, cu colaborarea Consiliului Național al Jurnalistilor. Recunoașterea a fost primită pentru emisiunea Culture de aproape realizată de Ticia Trentino TV, în particular de jurnalista Francesca Re, în colaborare cu sectorul de comunicare al centrului Cinformi. Programul a fost clasat pe locul al doilea în categoria canale tematice. Și suntem ajunși la sfârșitul acestei întâlniri. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o săptămână bună și plăcută. La revedere!